Salut, sunt Ionică și astăzi o să vă prezint un nou tweak. Acesta se numește Zeal. Ce face el? Îți arată mai multe informații legate de baterie, de ciclurile pe care le-ai avut cu telefonul și ce temperatură are. Știi că atunci când ajungi cu bateria pe 20% și icoana ți se face roșie, ești avertizat printr-o notificare că mai e 20% și dacă vrei, bineînțeles, să îți activezi low power mode. Eu nu-l activez low power mode foarte rar pentru că nu mă încântă, decât dacă sunt undeva plecat, am puțină baterie, nu prea am semnal și decât să mă frece cu notificări și să încerce să-mi rupă bateria în două, atunci îl activez. Îl găsim în Cydia. Se numește chiar Zeal. Are versiunea 1.0.3. E făcut de Rabih M. Stein și așa. E compatibil atât cu iOS 9 cât și cu iOS 10. Iar notificarea aceea pe care voi o primiți este schimbată. Este schimbată cu un alt tip de notificare care vă permite să pur și simplu, fără să mai intrați voi în setări, să activați low power mode și așa mai departe. Eu l-am aici la îndemână pentru că mi-e mai ușor, l-am folosit de atâtea ori când vă spuneam și de Polus. Cam așa arată el. Eu l-am instalat, l-am cumpărat, costă $1, ceea ce nu cred că e mult. Ca și setări în momentul de față, nu prea sunt multe opțiuni. Vom avea enable, cum vrem să ne apară notificările. Mie îmi place să mi apară sus decât în varianta de notificare. Active switches aici nu apare nimic. În principiu ar trebui să-ți arate varianta prin care tu ai ales să îl activezi. Adică el folosește Activator de la AirPatrick și avem mai multe posibilități de activare. Pe home, pe lock screen, pe network, power, chiar și slide, gesture și așa mai departe. Câte switch-uri să fie, în momentul în care îl introduci. Hai să vă și arăt. În momentul în care îl introduci în priză sau la laptop sau oriunde îl încarci tu, o să-ți apară și timpul estimat, cât mai ai de încărcat. Avem un dark mode on tot timpul, scheduled sau off. Eu l-am pus pe scheduled, e mult mai ușor, seara se închide și nu ai o problemă. Eu l-am pus de la 8 seara până la 6 dimineața. Mi-e suficient. Dacă vreți aveți și voi varianta aceasta, v-am spus, alert, căutați pe YouTube la mine în canal și o să găsiți și tweak-ul pentru varianta aceasta. Și cam atât. Să vă arăt cum funcționează. El funcționează așa. Iar dacă tragem de margine, o să putem vedea că avem o capacitate momentană de 1039 de mAh. Maxim pot să mă duc undeva la 1694 de mAh, iar el a fost construit la 1751. E clar, ce a fost făcut în fabrică, odată cu timpul, el începe să scadă. Deja sunt 2 ani de când am acest telefon, în curând, de fapt în toamnă vor fi 2 ani, l-am folosit, l-am forjat, avem toate detaliile. De aici eu mi-am setat doar varianta de wireless, adică dacă activez modul de power mode, pot să-mi dezactivez wireless-ul, pot să-mi dezactivez datele mobile, Bluetooth-ul sau hotspot-ul, astfel încât ele să nu mănânce mie baterie atâta timp cât eu nu mai am baterie. Adică sunt la îndemâna noastră. Și acum dacă îl bag la, bineînțeles, și partea de display, acum pentru voi cât se vede, dacă îl bag la încărcat, o să îmi apară time left to charge, 1 hour and 10 minutes.
Deci vom avea cam o oră și 10 minute în care să se încarce. E galben, încarcă. La sfârșit, când termină, o să îmi apară pe verde și o să-mi spună fully charged. Avem și setarea în care putem să setăm o notificare când va ajunge la 100%. Crezi că ți se potrivește? Cum ți se pare? Lasă comentariile tale pe blog, ai link în descriere și nu uita, dă un subscribe și urmărește și alte tutoriale. Salutare!